Text cu text. Bine v-am găsit la Școala Cuvântului. Dorința mea este ca invitatul special de astăzi să fie Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că despre El vorbim. De asemenea, avem doi invitați, prieteni ai Școlii Cuvântului, pastorul Iulian Sava, doctor în teologie. Bun venit! Bine v-am găsit! Dumnealui păstorește Biserica Adventistă în județul Călăraș și, de asemenea, domnul profesor Virgil Upeicu. Bun venit, doctor, de asemenea, profesor la Universitatea Adventus. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi discutăm despre un singur capitol din Evanghelia după Marcu, este al 10-lea capitol. De asemenea, în acest capitol sunt două episoade în care odată Domnul se mânie, în cealaltă ocazie ucenicii se enervează. Vorbim despre familie, despre divorț, despre copii, despre cea mai mare investiție și despre suferință. Sperăm să fiți alături de noi până la sfârșit, pentru că dorim să vi-l aducem pe Domnul Iisus într-o formă plăcută în casele dumneavoastră, dar mai ales în mintea dumneavoastră. Prima întrebare este sensibilă. De ce Domnul Iisus nu s-a căsătorit? Imediat discutăm despre standardele, despre familie impuse de Domnul Iisus în Noul Testament, dar pentru că Domnul s-a împărtășit de tot ce este omenesc, totuși nu a avut această binecuvântare a unui partener de viață. De ce Domnul nu s-a căsătorit? Am mai auzit întrebarea asta, numai că atunci când vorbim despre natura umană a Domnului Hristos, trebuie să înțelegem că ne oprim undeva, la o anume limită. De asemenea, cei mai mulți spun că l-ar fi încurcat lucrarea. Că era așa de preocupat cu activitatea, cu misiunea, cu împlinirea planului, încât n-avea cum să se ocupe și de problema asta. Mie mi se pare real, dar un punct uman de vedere. Ceea ce cred eu personal este că în planul vieții terestre, în cadrul planului de mântuire pentru care Domnul Hristos s-a întrupat, nu exista acest aspect al vieții umane, care nu este neapărat și n-a fost determinant pentru împlinirea planului de mântuire. Asta cred eu. Și apoi, dacă merg mai departe, înseamnă speculații și îmi vine să mă abțin. Mulțumesc, nu vom depăși această limită. Rețin faptul că nu era esențial pentru Domnul Iisus să fie căsătorit, din ce a spus dumneavoastră. Care este opinia dumneavoastră? Da, nu avem un răspuns, să zicem, inspirat pe tema asta. Putem să ne imaginăm ceva. Și n-așa am mult de spus în de adăugat. Pur și simplu mi-aduc aminte de Apostolul Paul care zicea, când unul se înrolează, se desprinde de lucrurile acestea terestre și se dedică chemării lui, știu eu, de soldat sau de ce este. Și Domnul Iisus a avut o misiune concretă pentru care a venit aici. Nu a fost un om oarecare, nu, care trăiește pe această planetă până moare, la 190-70 de ani, depinde fiecare. Și normal că vrea să aibă un partener, așa cum a lăsat Dumnezeu de la început. Pot fi și alte considerente teologice, diverse feluri. La un moment dat, Domnul Iisus are un partener, care este biserica, dacă luăm din punct de vedere al poziției lui de lider, de cap al creației și al bisericii. Dar, în fine, cred că nici nu era important. Ar fi fost necesar și poate o limită pentru Domnul Iisus. Și poate ar fi fost mai multă suferință în familia lui, cu siguranță ar fi fost mai multă suferință și atunci... Și în niciun caz nu este desconsiderarea familiei care a fost inventată de el. Da. Ca un dar. Citesc din Marcu 10, folosesc o traducere diferită de cea lăsată de Dumitru Cornilescu, este o ediție bilingvă a Noului Testament. Iisus a plecat de acolo, s-a dus în Ținutul Iudeii, mulțimile au venit din nou la el și așa cum era obiceiul, Iisus a început să învețe pe oameni. Farisei au venit la el și l-au întrebat, îi permite legea unui bărbat să divorțeze de soția lui? Farisei au pus această întrebare pentru a-l pune la încercare. Era un context politic acolo în care Irod fusese învinovățit pentru o căsătorie greșită cu un partener greșit și atunci părea o capcană politică această întrebare. Iisus le-a răspuns, ce v-a poruncit Moise?
ei i-au spus, Moise a dat voie bărbatului să scrie o scrisoare de despărțire și prin aceasta să divorțeze. Iisus le-a spus, Moise v-a dat această poruncă din cauza încăpățânării voastre. Dar, de la începutul lumii, Dumnezeu i-a creat pe oameni de sex masculin și de sex feminin. De aceea, bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa și cei doi vor deveni un singur trup. Acesta a fost un citat din Vechiul Testament. Așa că ei nu vor mai fi doi, concluzionează Mântuitorul, ci vor fi un singur trup. De aceea nimeni nu trebuie să despartă ceea ce a unit Dumnezeu. Mi se pare că Domnul Iisus folosește puțin și diplomația în acest context. Vă rog. În primul rând, îi trimite la lege. Ei l-au întrebat care e părerea lui despre problema asta. Sigur, l-au întrebat cu intenții neserioase, dușmănoase, dar Domnul Iisus le-a citit gândurile și a văzut capcana, i-a trimis la lege și când ei au dat legea care au dat-o din Deuteronomul, Iisus i-a îndemnat să gândească o problemă, să o înțeleagă, să meargă la origini, să meargă la fundamentul legii și al ordinei pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și i-a dus la început, în cartea Genezei. La prima lege. Ce, da, ce mă... mi-a plăcut la Marcu, în traducerea Cornilescu, întrebarea este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta, adică să divorțeze. Și pe când în Matei se mai adaugă din orice pricină, mă face să înțeleg că Marcu avea opinia lui cu privire la problema divorțului. El înțelege că nu, divorțul numai în cazuri speciale, Domnul Iisus a specificat o cauză anume când ar putea să se admită un divorț, și anume adulterul. Însă Marcu nu pune niciun fel de cauză în discuție. De ce oare n-a pus Marcu în discuție cauza aceasta? Pentru că chiar la vremea când el a scris Evanghelia, creștinismul în problema divorțului avea o concepție clară. Nu. Sigur, influențați, nu știm, din conjunctura socială, dar asta era direcția. Probabil din influența Domnului Iisus, care a ridicat standardul foarte mult. Da, probabil. Vrei să adăugați? Legat de diplomație. Da. Pe subiectul ăsta al căsătoriei și pe pasajul ăsta am multe de zis. Pe diplomație, ce să zic, Domnul Iisus avea acest, cum să spun eu, să zicem, înțelepciune pe care Duhul Sfânt poate să ne dea și nouă, să ne gândim la ce spunem și la efectele a ceea ce spunem. Ca să, și luăm în considerare mai multe lucruri, să ajute pe ascultători să nu împiedice lucrarea lui, declanșând, dând un argument dușmanilor lui ca să-l acuze și să limiteze, și mai multe lucruri la care era atent. Și când formula răspunsul, ținea cont de toate. Aici, bineînțeles, că a răspuns, bazându-se pe autoritatea legii, a făcut apel la conștiința lor și la logica lor, și apoi la autoritatea descoperirii Dumnezeu la creație. Asta e baza. La început n-a fost așa. Da, mi se pare că replica Domnului diferă de replica lui Ioan Botezătorul pe același subiect și apoi pare că care nu era diplomat așa. Da, Iisus spune, orice bărbat care divorțează de soția lui și se căsătorește cu altă femeie, comite adulter împotriva soției lui. Deci, practic, exact cum ați remarcat dumneavoastră, domnule Peicu, nu există nicio excepție de la această regulă și nu este vorba doar de bărbați aici, este vorba și de femei care pot divorța de bărbații lor, pentru că Iisus adaugă, dacă femeia divorțează de bărbatul ei și se căsătorește cu altul, atunci ea comite adulter. Da, este, și asta este de remarcat și de scos în evidență la Marcu, că în răspunsul pe care îl dă Domnul Hristos,
El pune pe picior de egalitate și dreptul femeii de a da. La iudei nu există acest drept. Nu se cunosc cazul când o femeie, o evreică, avea voie sau îi se permitea, era acceptat să dea divorț de soțul ei. Doar soțul, atât. Ea n-avea dreptul acesta. Domnul Hristos vine și spune, nu, și o femeie. Și ea. De fapt, și legea. E valabil pentru noi astăzi, că astăzi femeile au această posibilitate egală cu a bărbaților să inițieze un divorț. Da. Să nu ne uităm numai la drept, că și vinovăția este la fel. Exact. Așa cum un bărbat este vinovat când dă divorț fără motiv biblic, la fel și femeia este la fel de vinovată. Însă, chiar legea din Deuteronomul a fost dată de Dumnezeu nu neapărat ca o îngăduință, ca o deslegare a divorțului, ci a fost dată ca să echilibreze puțin situația femeii aflată alungată de bărbatul ei. Și li se atrage atenția că atunci când un bărbat se hotărăște să facă lucrul ăsta, mă rog, din motivele lui, trebuie să se gândească că femeia aceea, fosta lui soție, nu este ceva de lepădat, ceva de călcat în picioare. Nu trebuie să o umilești, nu trebuie să o trimiți înapoi fără posibilitatea subsistenței. Trebuie să îi dai înapoi și zestrea, trebuie să îi dai și pentru drum, ne sunt date câteva exemple, Abraham cu Agar. Da. Deci, Domnul în legea aceea nu legiferează divorțul, ci încearcă să ridice statutul femeii, care se afla în situația aceea hotărâtă de bărbatul ei. Dar n-avea voie să-și bată joc de ea. Sunt subiecte în care vor fi aspecte în care putem să fim mai lapidari, dar pe aspectul acesta al căsătorii aș vrea să insistăm un pic mai mult. Am făcut o exegeză serioasă pe tema asta și am descoperit lucruri care nu sunt cunoscute nici în general, nu sunt cunoscute în creștinism, chiar în adventism. Și anume, în Biblie niciodată femeia nu are voie să bage divorț legal. Absolut. În cultura Bibliei, vreau să spun. Deci, da. În cultura iudaică, nu și în Noul Testament. Apostolul Paul zice așa, zice, femeia este legată de bărbatul ei până la sfârșitul vieții ei de către lege. Și nu există altă reglementare. Deci dacă nu ai altă reglementare, legea stabilește totul. Acum, de ce tratăm noi egal cazul bărbatul și al femeii? Datorită principiului afirmat în 1 Corinteni, capitolul 11, unde spune că nici bărbatul este fără femeie și femeia fără bărbat, adică există în Hristos, în Hristos. Deci în Hristos, în lege era diferit, dar în Hristos există egalitate, atunci este egal. Al doilea aspect care vreau să subliniez, că Domnul Iisus, care știa că el a vorbit și cu Moise și l-a învățat ce trebuie să facă cu privire la căsătorie, a spus, i-a dat ca motiv de căsătorie același motiv pe care l-a spus el, și anume porneia. Porneia ce este? Porneia în greacă este curvie, nu este adulter. Diferența între adulter și curvie, în primul rând vreau să spun că adulterul și curvia nu au de face cu sexualitatea decât în mod secundar. Adulterul înseamnă să calci un legământ. Și legământul cu Dumnezeu este adulter. Dacă ai călcat. Ai călcat legământul cu partenerul tău de viață, pe care i-ai promis că o viață ești cu el, ai comis adulter. Iar curvia ce este? Porneia vine din verbul pernemi, care înseamnă a vinde. Curvia înseamnă să vinzi ceea ce nu se vinde. De exemplu, Esau și-a vândut dreptul de întâi născut, care nu avea voie să-l vândă. De ce curvia în cazul sexualității cu un partener ilegal? Pentru că acolo nu este părtășie, cum a inventat Dumnezeu actul sexual, să fie părtășie, pentru familie a fost făcut. Și acolo e comerț, plăcere pentru plăcere sau plăcere pentru bani. Astea sunt și Domnul Iisus nu da adulterul, pentru că adulterul nu s-a discutat, nici măcar în Vechiul Testament și Noul Testament, era omorât cu pietre. Da. Deci acolo nu s-a discutat. Și bărbatul și femeia, dacă comiteau adulter, în cazul femeii era vorba de curvie. Asta i-a spus Domnul Iisus, adică ce e curvia? Curvia este relația cu o persoană, între două persoane libere sau anumite aberații sexuale. Și cu o persoană rudă. Da, dar care sunt libere, nu sunt legate prin legământ. Da. Și anumite aberații sexuale erau introduse la acest capitol. Și acum Domnul Iisus i-a spus asta și lui Moise. Dar el a dat, a mai indulcit-o și în loc de curvia a zis rușine. Și acum și în, cine și e în viața... Moise. Moise, Vechiul Testament. Și în viața noastră, ceva rușinos, folosim cuvântul rușine pentru chestiuni de sexualitate sau pentru organul sexual.
Și el a folosit așa, a mai rotunjit-o. De ce? Pentru că s-o lasă așa mai moale. Deși Domnul Iisus spusese același lucru. Și acum Domnul Iisus a venit și a spus, nu, eu i-am spus asta, așa trebuie să, asta trebuie să fie. Și n-a schimbat nimic Domnul Iisus decât a reafirmat ceea ce îi spusese lui Moise. Acum nu putem să stăm foarte mult. Nu, dar... mai am două, trei cuvinte și atât, dar vreau să spun că lucrurile astea trebuie să știe. De ce Dumnezeu a niciodată voie femeie să divorțeze? S-a demonstrat în experiență. Circa 70-80% dintre divorțuri sunt legate de femei. Și ele bagă divorț sub imperiul emoțional negativ, pentru că o femeie are patru faze în fiecare lună. Și ultimele două sunt mai sensibile. Și atunci ea poate să se enerveze, să nu mai suporte partenerul, pur și simplu din cauza stării ei de agitație. Și Dumnezeu știe că ea nu este pregătită pentru asta. Bineînțeles că înaintea lui Dumnezeu o femeie poate să bage divorț, dar pentru motive foarte serioase. Nu pentru că mă enervează, că nu-l suport, că nu mai vreau să-l mai văd, care sunt principalele scuze pentru care femeile divorțează. Și vreau să spun că înaintea lui Dumnezeu nu este acceptabil. Și ultima idee este că un divorț la primărie nu desface căsătoria. Căsătoria la primărie și divorțul sunt reglementări legate de bunurile materiale. Căsătoria se face înaintea lui Dumnezeu, este un legământ care ce a unit Dumnezeu, omul nu poate să despartă. Așa că dacă cineva divorțează, este încă legat de partenerul de viață. Bun, e un subiect vast. Și încă un aspect, foarte important. Verbul folosit aici, care este tradus comite adulter, este moicao, care este folosit în Biblie doar când e vorba de o comitere continuă. Nu comite adulter, trăiește în adulter. Deci cine își lasă soția și se căsătorește cu alta, trăiește în adulter. Cine își lasă soțul și se căsătorește cu alt bărbat, trăiește în adulter. Moicao nu înseamnă doar a comite, cum e moicheo, a comite adulter. Moicao înseamnă să trăiește în adulter. Este un păcat continuu. Bun, hai să ne oprim cu subiectul acesta, cu concluziile următoare. Domnul Iisus a ridicat acest standard al purității sexuale, a arătat că partenerul este pe viață și nu există o excepție de la regula asta, da. Și eu cred că una dintre cele mai mari influențe ale Domnului Iisus în lume a fost că a întărit această legătură a familiei pe care tot el o inventase în Eden. Ca urmare, în creștinism, la început, nu se pomenea de divorț. Ba chiar există, asta este întrebarea, dacă puteți să ne ajutați istoric să vedem de-a lungul timpului cum această regulă a păstrării căsătoriei, a interzicerii divorțului, a fost aplicată de bisericile tradiționale și de mari biserici până încoace către timpul sfârșitului. Deci, practic, influența Domnului Iisus, acest standard este vechi, dar puțin subliniat, îi spunem nou așa, a fost prelungit de sute mii de ani, dacă puteți să ne ajutați să înțelegem asta în istorie, că, practic, creștinii au ținut la căsătorie, este o situație cu opusă a ceea ce se întâmplă astăzi, când creștinii, de exemplu, prin comparație cu musulmanii. Musulmanii respectă familia mai mult decât o fac creștinii. Da. La început nu s-a admis în biserica creștină divorțul. De asta am amintit și felul cum pune Marcu problema. El nu întreabă din anumite cauze, poate să o facă? Nu, nicio cauză. Și lucrul acesta s-a perpetuat și a fost întărit prin diferite concilii bisericești. Și anume, divorțul este interzis. În Biserica Apuseană, până în zilele noastre, în Biserica Răsăriteană, da? Este interzis divorțul. În Biserica Apuseană este interzis. Numai în cazuri foarte speciale, un tribunal bisericesc desleagă o căsătorie după o rațiune. Nu vă referiți doar la Biserica Adventistă? Nu, nici n-am ajuns la Biserica Adventistă. Vorbesc de bisericile mari, istorice. După Reformațiune, când viața umană a devenit un complex greu de înțeles și de stăpânit,
sau mulți situațiile de viață, numai că în antichitate. În antichitate erau niște șabloane de viață, care alea se transmiteau automat din tată în fiu și nu se mișcau. Acum lucrurile s-au schimbat, oamenii se mișcă, s-au amestecat națiunile, s-au amestecat religiile, au apărut situații speciale. Noi. Și anume, au mai apărut și alte motive, pe lângă ceea ce noi numim adulter, da? Chiar și bisericile istorice, dacă cineva și-a înșelat partenerul, în ce sens și le-a înșelat? Are un defect, l-a ascuns, nu i l-a spus, dar un defect care împiedică bunul mers, mersul normal al căsniciei. Căsnicia aceea poate fi deslegată. Dacă partenerul, unul din ei, devine un pericol de viață, real, da? Pentru copii sau pentru celălalt partener. Deci sunt câteva situații care n-au nicio legătură cu bunul plac al omului. Cum făcea bărbatul evreu? Păi nu mai plăcea, vedea o altă doamnă mai frumoasă, mi se părea că asta și-a ridicat cotul prea sus și i-a căzut mâneca în jos și s-a văzut o parte de mână, gata, am voie să dau divorț. Că adică era un pretext, invocau un pretext. Invocau tot felul de pretexte din astea ușoare și bătătoare la ochi. Ei, astea au fost excluse. Ceea ce s-a adăugat la clauza pe care a pus-o Domnul Iisus sunt lucruri legate de imposibilitatea existenței. Bun. Nu aș intra nici în aceste detalii. Vreau să rămânem încă la tabloul foarte larg. Puteți să adăugați exemple cum s-a relaxat această politică bisericească de-a lungul timpului până în timpul sfârșitului către secolele moderne. Dar vreau să observăm foarte clar faptul că Domnul Iisus este chiar mai exigent decât farisei. Cât erau farisei de scrupuloși, permiteau divorțul. Ori Domnul zice stop, asta nu este după lege și practic îi învinovățește pe ei. În loc să se lase el învinovățit în cazul cu Irod, practic Iisus îi îndreaptă degetul către ei și le spune: aveți grijă că voi toți aveți o problemă chiar cu Moise pe care îl invocați voi. Deci ca tablou general, Iisus restrânge opțiunile de divorț în familie și întărește legătura de familie. O să mai zic ceva? Da. Ucenicii când au înțeles ce am spus mai devreme și au zis: a, păi dacă e așa cu căsătoria, zice, exact, nu ne mai căsătorim. Nu mai are rost să te... Și Domnul a zis: nu, stați așa că nu e posibil, s-ar putea să picați în altă extremă, să trăiți după aia în păcate. Nu oricine poate să facă lucrul ăsta, doar căruia i-a fost dat. Dar, deci Domnul Iisus n-a spus: bine, mă băieți, dacă e așa, atunci ai să o lăsăm mai moale. Nu, n-a spus așa. Și apropo, vreau să mai dau un aspect. Apostolul Pavel zice în Corinteni, Corinescu a zis: dacă femeia se despartă, să rămână așa, se desparte, să rămână așa, sau să se împace cu soțul ei. E o greșeală de traducere acolo. Dacă femeia este despărțită, ea s-a desat bisericii, femeia nu poate decide singură dacă se desparte. Ea trebuie să ducă la comitetul bisericii să spună: am o problemă, fraților, ajutați-mă. Și ei judecă și spune: tu ești cam tulburată, ai răbdare să... Sau îi spune: chiar nu e o problemă, ia-ți catrafusele, du-te la mama ta. Adică nu e la decizia ei personală. Dacă este despărțită, să rămână așa. Deci părinții și biserica decid lucrul ăsta, nu de una singură, pentru că s-ar putea să fie tulburată, să fie nervoasă și să ia o decizie de care se pare rău și e mai târziu. Ok, noi vrem să respectăm Biblia, să fim asemenea Domnului Iisus. Prin ce metode putem noi să ne împotrivim acestui curent ideologic, iată, foarte puternic, un curent care lovește în familia creștină, în familia creștină modernă, în familia adventistă? De fapt, vina pentru ce se întâmplă nu este în biserică. Adică nu că biserica niciodată a avut o atitudine greșită față de căsătorie. Ea a urmat porunca Domnului. Societatea are o forță extraordinară și împinge, este din ce în ce mai libertină, mai ales cea capitalistă. Mai libertină pe tema asta și presiunea sunt foarte mari și unii cedează la presiunea de afară lui din biserică. După sfârșitul primului război mondial, spun specialiștii că s-a declanșat fenomenul numit revoluția sexuală. Și anume, femeia care trăia sub anumite restricții în ce privește exprimarea, în ce privește comportamentul în societate și chiar în educația, familie, în mediul restrâns, începe să se libereze.
începe să se discute mai liber despre sexualitate, despre frumusețea trupească, apoi începe să se expună ca după cel de-al doilea război mondial să capete o libertate totală și sunt puse în discuție binecuvântările aduse de cămin, de căsătorie, apar deviațiile astea de gândire, mai întâi filozofice, apoi comportamentale. Asta a făcut ca societatea noastră astăzi să trateze cu nepăsare, ca să nu spun cuvinte mai grele, cu nepăsare acest mijloc lăsat de Dumnezeu, mijloc care este căsătoria și care este de fapt fundamentul fericirii și echilibrului ființei umane, într-o viață umană. Apoi este fundamentul echilibrului societății. Societatea, la celula societății, este familia. Ori toate valorile astea sunt date peste cap, noțiunile schimbate, li se schimbă sensul și noi avem de făcut față, noi mă refer acum ca părinți și ca biserică. Cum să facem? Asta e o întrebare cu un răspuns scurt. Cum reușim totuși? Răspuns scurt este așa. Educație. Amin. De mic, copilul trebuie educat. Nu trebuie să fugi de subiectul acesta. Ca părinte trebuie să-l introduci pe copil în acest lume. Iar în biserică, consiliere. Consiliere premaritală, consiliere maritală. Stai de vorbă cu oamenii. Atunci când simți, ca pastor, simți că ceva nu merge într-un anumit cuplu, încerci în mod special să te apropii de ei, înainte ca să declanșeze conflictul pe față. Alte mijloace nu avem, că nu putem să ne izolăm, nu putem să fugim de societate. Să nu renunțăm la disciplina bisericească, pentru că Dumnezeu este foarte categoric și condamnă pur și simplu cu pieire veșnică asemenea păcate. Așa că o stare publică în biserică nu este nicio nenorocire. Este o protejare a minții celorlalți de acest flagel. Trebuie discutat, nu lăsa niciun caz așa să treacă oricum, să îl trecem pe sub altar, cum se zice, știți? Adică trebuie disciplină bisericească și conservat pe cât posibil acest lucru, pentru că Domnul Iisus a fost radical pe acest aspect, pentru că de aici vine dezechilibru și lipsa de moralitate și toate relele care sunt în lumea asta de aici vin din familie. Continuăm, vă rog să... Cu mustrarea nu știu dacă ea rezolvă problema, dar... Doar mustrarea știu, nu... Da, doar trebuie să discutăm deschis subiectele acestea chiar și în cadrul bisericii. Să nu mai avem fals aia pudoare, nu știu, asta știi tu, știi tu. Doar în cazul că se întâmplă lucruri evidente... Trebuie luat o atitudine și discutat. Discutat deschis. Sperăm să fim asemenea Domnului Iisus. Acesta ar fi un tratament și să ridicăm standardul acesta la nivel personal în cercul nostru de influență și se va lărgi această influență mai departe. Marcu 10, versetul 13, i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, spune Evanghelia, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. O fi fost băieți, o fi fost fetițe, nu știm exact, când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și l-a zis, lăsați copilașii să vină la mine. Explorăm puțin, de ce s-a mâniat Domnul Iisus? Domnul Iisus a fost deranjat profund, pentru că, nu doar pentru ceea ce se întâmplă acolo, ci în general era o atitudine mai superficială față de copii, se considera că până la o anumită vârstă ei nu trebuie să e prea mult băgați în seamă, era mai mult considerat ca niște robi. Nu era o categorie socială influentă copiii. Exact, da. Poate diferea de la o familie la alta, dar aceasta exprima o gândire socială, era o expresie a conștiinței sociale. Și atunci Domnul Iisus a simțit nevoia să o spună în public, nu doar să lase copiii, să nu-i împiedice să vină la el, ci chiar faptul că cei care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu vor fi ca cei copii. I-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Aș fi foarte curios, probabil că nu știm răspunsul, dar ce l-o fi spus Domnul Iisus cum i-a binecuvântat? Da, cred că mai mult a zâmbit.
e mânghiat. Știu că un bebeluș a dormit în brațele lui deja. Înseamnă că era foarte mic, probabil sub 2 ani, mă gândesc. Personalitatea Domnului Hristos exprima acel climat în care copiii se simțeau bine. În general, copiii simt pe oamenii buni, simt sufletele bune. Însă, supărarea Domnului Iisus apare și pe fondul că, dacă ne uităm în capitolul anterior, o să vedeți că Domnul a stat de vorbă cu ucenicii, ei se luptau, mă rog, pe putere și pe întâietate, i-a chemat la o parte, a luat un copil, l-a chemat un copil, l-a pus în mijlocul lor și le-a explicat. Vedeți copilul ăsta? Și sigur, copilul s-a manifestat față de Domnul Iisus și a venit în brațele lui. Vedeți copilașul ăsta? Ei, a unora ca ei este împărăția cerului. De ce? Uitați-vă câtă încredere au, câtă deschidere. Ei nu pun întrebări inutile, întrebări legate de pretenții personale. Nu! Pe ei zâmbetul meu și căldura mea îi atrage. Asta trebuie să fiți voi. Și se termină bine exemplul Domnului, se schimbă puțin scena și aici parcă nici nu auziseră de așa ceva. Parcă nici nu le-a spus Domnul așa ceva. Și de ce credeau ei? Copiii nu sunt importanți. Așa cum a spus colegul, pe vremea aceea, părintele avea drept de viață și de moarte asupra copilului. Chiar și societatea, dacă se năștea un copil infirm, societatea te obliga să-l arunci. În Sparta, vă amintiți din literatura greacă, spartanii aruncau de pe o stâncă copiii născuți mai firavi, mai cu o anume debilitate sau dacă aveau un handicap major, nici nu erau purtați. Deci, asta era atitudinea. Domnul Iisus încearcă să învețe pe ucenici, să le spună că un copil este la fel de important ca și un om matur. Vă amintiți când a stat de vorbă cu Petru, Domnul Iisus Hristos, și a zis: Petre, mă iubești tu după înviere? Mă iubești? Și a zis: da, Doamne, te iubesc. Și Domnul i-a zis: paște? Nu știu. Dacă eu am făcut proba asta, am întrebat în comunitate și comunitatea spune oile. Toți încep cu oile. Dar Domnul Iisus n-a început cu oile. A început cu mielușeii, cu copiii. Asta arată care era viziunea Domnului Iisus Hristos despre rolul copilului în societate. Învățăm de la copii, adevărat vă spun, zicea Mântuitorul, oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Cum primesc copiii cadourile? Este o atitudine naturală pe care o numiți-o ca să... s-o avem și noi. Copiii sunt, în primul rând, ei nu filtrează, reacționează natural. Când se simt iubiți, reacționează cu iubire. Când îi se oferă încredere și simt că sunt iubiți, oferă încredere în mod natural, nu pun stai, da, să vezi că da, nu pun în discuție. Pur și simplu, cei care intră în Împărăția lui Dumnezeu sunt cei care își pun încrederea în Dumnezeu. N-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu altfel decât să spui încrederea în El. După ce spui încrederea în El, îl cunoști pentru că El răspunde la încrederea ta, pentru că ai pus un pas în față și El s-a ținut de cuvânt. Și mai faci încă unul. Și dacă nu ai această încredere, n-ai cum să-L cunoști. E imposibil să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Da. Ceva spontan, pare. Când un copil primește un dar, el nu întreabă: da, de ce mi-l dai? Dar ce trebuie să fac pentru asta? El imediat îl ia. Se joacă cu el. Alia. Și are acea sinceritate. Vreau să o spun pe ei. Am fost în vizită la fica mea și nepoata mea, care are vreo 10 ani, 11, a avut o discuție cu mama legată de școală. Și a zis că anul ăsta în care ea a fost, clasa 5, a fost cel mai greu și așa, un an cu multă greutate. Și am venit să ne rugăm. Trebuia să plece la școală. Ne-am rugat, s-a rugat mama, adică fica mea. Și a zis: Doamne, te rog să ajut și pe Daria,
să privească cu curie înainte, să nu mai fugă, să nu fugă de responsabilități, ci să le accepte ca pe ceva care trebuie să facă în viața ei, să nu le evite. Dar în timp de mama, nepoată mea, zice, nu, doamne, nu, mama, n-a înțeles bine. Eu nu vreau să fug de responsabilități, dar mai vreau să stau și eu acasă, să mai dorm o dată, toată ziua. Și a tăcut. Și a continuat rugăciunea. Ce m-a impresionat? Ea chiar stătea de vorbă cu Domnul. Pentru ea nu era rugăciunea ca o formalitate, cum o percepem noi ceilalți. Nu! Ea a simțit că mama sa n-a spus corect despre ea și a intervenit să-i spună. Era dialogul. Și am deschis ochii, m-am uitat foarte nu. Era foarte serioasă. Ea credea, credeți-mă că m-am tot gândit serios, dacă eu am atât în asta în rugăciune, dacă eu chiar cred așa, că atunci stau de vorbă cu Domnul și să intervin și îmi spun simțămintele și îmi spun, aștia-s copiii, adulții nu mai fac asta. Aș vrea să mai zic un lucru. Cum împiedicăm noi copiii să vină la Domnul? Sunt diverse modalități. Copiii vin foarte natural la Domnul și mulți copii care se pierd chiar din familii creștine se pierd din cauza, se depărtează de Dumnezeu din cauza atitudinii din familie. Și anume, în primul rând, consider că el e prea mic ca să-l învăț despre Dumnezeu, lasă mai târziu, când e prea târziu, atunci e bine să-l învăț, când învață să vorbească, să încep să-i spui câte ceva. Știu eu, nu am timp pentru el ca să exprim în ființa mea cum este Dumnezeu, să-i arăt iubire, să mă joc cu el, adică să-i dau o imagine despre Dumnezeu, că eu sunt Dumnezeu pentru el ca tată sau mama, la fel, nu? Apoi, sunt alte modalități, acasă vorbesc de rău, pastorul, presbiterul, biserica, valorile lui Dumnezeu le vorbești, când ajunge copilul mare le disprețuiește pentru că pentru părinții lui nu avea nicio valoare. Sunt diverse atitudini de genul acesta prin care noi nu ne dăm seama că ne pierdem copiii și după aia ajung mari și ne rugăm, după aia, Doamne, adu-i înapoi. Trebuie să fim foarte atenți de când sunt mici. Ei sunt foarte sensibili și nu este așa greu de adus la Dumnezeu. Trebuie să combinăm dragoste cu exigență și să îi protejăm de o influență negativă. Încercăm să păstrăm aceste recomandări ale dumneavoastră și să le punem în practică. Sunt în Marcu la capitolul 10, versetul 35. Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, apreciez ordinea mai întâi, Iacov este primul, au venit la Iisus și i-au spus, învățătorule, am vrea să faci ceva pentru noi. Ce vrei să fac? Dă nevoie să stăm cu tine în slava ta, unul la dreapta și altul la stânga ta. Nu știți ce îmi cereți. Puteți voi oare să acceptați suferința prin care voi trece eu sau puteți să fiți botezați cu botezul cu care sunt eu botezat? Putem. Atunci Iisus le-a spus, voi veți suferi la fel cum voi suferi eu și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat eu, dar nu eu hotărât cine va sta la dreapta și la stânga mea. Aceste locuri sunt ale celor pentru care au fost pregătite. Din nou, mi se pare o notă excelentă, o diplomație evidentă. Mai întâi îi provoacă să răspundă și apoi zice, dar nu eu decid asta. Însă dacă vreți să-mi spuneți cum au suferit ei la fel ca Domnul Iisus, cum s-a împlinit asta în viața lor? Veți fi botezați cu botezul cu care sunt eu botezat, veți suferi la fel cum voi suferi și eu. Iacov și Ioan. În lucrarea misionară pe care ei au făcut-o și în lucrarea de dezvoltare a bisericii, au întâmpinat aceeași opoziție din partea societății pe care și Domnul Iisus a întâmpinat-o. Iacov este primul martir, da? Primul este... A murit ucis cu sabia, probabil că decapitat, chiar de la începutul bisericii. Ioan, în schimb, la extrema cealaltă, a fost ultimul dintre apostoli care a murit. Se pare că a murit liniștit în patul lui, după ce în timpul vieții a suferit și el persecuții crunte, dacă este adevărat ce spune tradiția cu privire la... tratamentul așa de teroare pe care l-a suportat în fața cezarului, aruncat în cazanul cu ulei fierbinte, apoi exilat
insula Patmos, a suferit foarte mult, dar toată suferința asta a lui a accentuat și mai mult, a îmbogățit și mai mult calitatea lui în a iubi și a se manifesta într-o atmosferă de iubire. Da, înțeleg la Iacob, dar la Ioan nu prea înțeleg cum a suferit el atât de mult. Că am înțeles, a fost persecutat și... A fost și exilat. Eu zic că este mai ușor să mor pentru Domnul Iisus decât să trăiești în sensul acesta. Persecuție continuă și din partea bisericii a avut suferință, pentru că unii nu l-au înțeles și l-au contestat, cum scrie prin diverse epistole ale lui, și din partea romanilor, și apoi și faptul că a fost exilat. Dar Domnul Iisus întotdeauna a compensat cu prezența lui, cu revelațiile lui, cu bucurii spirituale pe care nu le vedea nimeni. Le avea el în suflet și le știa. Și asta se întâmplă întotdeauna. Cine suferă pentru Domnul Iisus din afară, Dumnezeu compensează cu iubirea lui în interior. Ce vreau să mai spun aici este că Domnul Iisus arată foarte clar că mărinimia în lumea lui Dumnezeu nu este cea din lumea asta. Ba din contră, spune, ce este înălțat înaintea lui Dumnezeu este o scârbă, ce este înălțat înaintea oamenilor este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, spune în Biblie. Adică faptul de a ajunge mare, de a avea bani, de a avea nume, de astea sunt lucruri care nu au nicio valoare în Împărăția lui Dumnezeu. El spune, dacă vrei să fii mare, fii cel mai mic. Vrei să fii cel mai mare, fii robul tuturor. Asta e mărinimia. Și asta face Dumnezeu, prin exemplu lui ne-a dat, că așa face El, nu că ne spune nouă ce să facem noi și El nu face. Adică nu neapărat este o problemă să vrei să fii mare, dar metoda de a ajunge mare trebuie să fie metoda Domnului Iisus, exact. Nu? Să te micșorezi. Umilința este mecanismul înălțării. Iisus îi dă sfaturi tânărului bogat. Avem acest episod în care un om bogat refuză să-L urmeze pe Domnul Iisus și acest tânăr rabin, iubit de Mântuitorul, s-a întristat pentru că avea multe avuții. E adevărat, maestrul i-a cerut ceva specific: vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comară în cer. Știm această poveste. Întrebarea mea este, și nu este o întrebare pentru toți, este o întrebare despre bogați, ce să facă bogații. Probabil că răspunsul nu merită să fie ascultat de persoanele sărace care ne ascultă, pentru că nu este pentru ele, aș zice eu. Practic, dumneavoastră cum înțelegeți? Ce îi cere Dumnezeu astăzi unui om bogat? Cum îi cheamă Dumnezeu pe bogat să intre în Împărăția Cerurilor astăzi, în anul 2024? Repet, nu ne interesează celelalte categorii pe care le prețuim la fel de mult, dar răspunsul este pentru această categorie. Aici în Marcu avem doi tineri bogați, nu e doar unul. Unul este tânărul prezentat în ceea ce a citit și al doilea este Marcu. Marcu este la fel, un tânăr bogat, un tânăr care a crescut, mersi, bine, cu o mamă bogată, nu știm prea multe de tată, și amândoi îl întâlnesc pe Iisus. Și Marcu, chiar la arestarea Domnului, se spune că stătea undeva ascuns prin și urmărea scena și un aprod i-a smuls învelitoarea și a fugit, a lăsat-o și a fugit. L-avem și pe Marcu, l-avem la fel un tânăr. Amândoi îl întâlnesc pe Iisus și amândoi trebuie să facă o alegere. Tânărul despre care ați vorbit dumneavoastră s-a întristat când Iisus i-a zis: du-te, transferă-ți toată bogăția, transferă-o în cer, da? Că și acolo, dacă ești bogat aici, să fii bogat și acolo. Și cel de-al doilea, Marcu, și el bogat, numai că Marcu a ales exact sfatul Domnului Iisus și a pus averea în slujba bisericii, în slujba apostolilor, în slujba ucenicilor. S-a hotărât să plece în lucrare, a avut și el momentul lui de încercare, s-a întors, a crezut că nu e pregătit, că nu poate să suporte, apoi a revenit, a luat-o de la început și priviți câți oameni s-au mântuit numai citind Evanghelia lui. Însă ce
ce parcurs a avut viața lui și ce viitor va avea viața lui. Despre celălalt nu mai știm mai mult. Asta trebuie să facă și bogații de astăzi. Eu cred că ăsta este răspunsul. Pune, bogăția nu este, este o funcție. Nu este o calitate valorică, nu. Este o funcție, ce faci cu ea? Ți-a fost dată, ești doar administrator. În slujba cu o pui. Celălalt, primul, tânăr bogat, a păstrat-o pentru el și nu mai știu nimic. Dumneavoastră, doilea, cum înțelegeți? Poate da, că ne ascultă bogați. Vreau să spun că aici nici nu e vorba de oameni care au bani. Dacă noi analizăm cu atenție cuvintele Domnului Iisus, sunt foarte interesante. Pasajul ăsta e de o profunzime impresionantă. De exemplu, aici e un joc de cuvinte. În textul original spune așa. Așa începe. Unul a venit la Domnul Iisus și i-a zis, ce să fac să fiu mântuit? Bunul învățător și zice, de ce mă numești bun? Bun este unul. Din nou zice, unul. Și anume, spune cine? Dumnezeu. Și apoi zice, am păzit porunce, zice că l-a iubit și a spus, îți lipsește unul. Exact, din nou spune așa. Îți lipsește unul. Și du-te și vinde ce ai și apoi urmează-mă. Sunt două aspecte de subliniat aici. În primul rând, ne gândim la creație. Dumnezeu l-a făcut pe om, pe Adam singur și a zis, nu e bine. Imaginea noastră e în plural acolo. Ce nu e bine. Adică omul care trăiește pentru sine, omul individualist, este unul păcătos, rău. Individualismul este rău. Și atunci Dumnezeu îl adorme și o scoate pe Eva din lege. Acum așa, da, acum e perfect. Este imaginea noastră. Adică fără dragoste nu se poate. Și dragostea în primul rând este cu Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Deci practic aici a venit un om individualist care era religios și avea și bani. Care e problema în aceasta? În lumea, Domnul Iisus a spus așa, dacă cineva iubește pe banii și are de ales între mine și mamona, pentru că nu poți să slujești la doi stăpâni. Ce e mamona? Mamona este conceptul proprietății private. Domnule, astea sunt ale mele. Mașina mea, casa mea sunt ale mele. Eu sunt proprietar, le-am făcut eu cu mâna mea. În lumea lui Dumnezeu nu există așa ceva. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și cei care slujesc. Deci noi suntem administratori. Și Dumnezeu zice, uite, eu am 100%, ca și în grădina Eden. El avea un pom mai mult. Mi-mi dai 100% și tu îți oprești 90%. Nu-i dăm Dumnezeu la 10-a parte, dăm totul. Și recunoaște că suntem robii lui și administratorii lui. Deci cei bogați ei sunt cei care se consideră proprietari. Și poți să zici că mândria se ascunde și sub un coșoc rupt. Și un sărac poate să se gândească așa. Un om care se consideră bogat, proprietar peste ce are, nu poate să vină la Dumnezeu. Atâta timp cât nu recunoști că ceea ce este al tău și de-a lui Dumnezeu și spui, Doamne, ce să fac cu ele? Și 10% este doar al lui și 90% este al tău și al lui și tu administrezi în temere de el, dacă nu accepti acest model, nu poți să te consideri bogat, te consideri proprietar, consideri că ai ceva. Când tu consideri că tot ce e al tău e al lui Dumnezeu, din momentul ăla poți să ai foarte mult. Și Dumnezeu poate să te binecuvânteze chiar cu darul de a câștiga bani. Dar tu îi folosești ca să binecuvintezi, ca să faci lucrarea lui Dumnezeu, ca să fii de folos. Deci, și diferența este asta. Și vreau să mă duc la concluzie. Zice Domnul Iisus, îți lipsește unul. Că să devii una cu mine. Și apoi, la urmă, concluzia este așa. Zice, întreabă ucenicii, dar cine mai poate fi mântuit? Și Domnul Iisus spune, am tradus cu rigurozitate, spune așa, la oameni lucrul acesta este imposibil, dar nu și la Dumnezeu, căci cu Dumnezeu totul este posibil. Și asta e problema. Omul ăsta era religios, avea bani, dar se baza pe sine. El păzea porunci, el făcea bani, el îi administra, el făcea ce vrea. Deci am un fel de comerț cu Dumnezeu. Două de minute. Dumnezeu vrea părtășie, nu comerț. Vă spun adevărul, oricine a lăsat casă, frați, surori, mamă, tată, copii sau avuții pentru mine și pentru vestea bună, spunea Mântuitorul, va primi de 100 de ori mai mult în zilele vieții lui. Case, frați, surori, mame, copii și avuții. Dar va fi și persecutat. Iar în lumea care va veni, va primi și viață eternă. Un scurt comentariu, vă rog, încheiem. Da. Vreau să spun o idee la ce am discutat mai înainte. Iubirea de bani, care se zice și mamona, de fapt nu este o iubire, este o frică de a nu avea. Această frică de a nu avea este provocată de neîncrederea în Dumnezeu. Neîncrederea că El, care este Părinte, are capacitatea să ne întrețină și nu o să pierim din lipsă de ce avem necesar, pentru că El s-a angajat la lucrul ăsta și asta face ca să te dărâme. Iar aici cu frații și cu ceea ce vor avea, asta era întrebarea ucenicilor. Domnul Iisus
schimbă puțin viziunea despre împărăția lui. Și vrea să spună că numai aici pe pământ împărăția lumească se bazează pe avere, pe bogăție, pe bani și pe putere. Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe relații, pe relația cu ceilalți. Dacă privim în ansamblu cum vorbește Domnul despre împărăția lui, asta este tabloul. Că ne învață să relaționăm, ne învață să iubim, ne învață să ne raportăm la semenii noștri. Nu la produse. Asta este bogăția. Și da. Domnul n-a zis, că au zis ucenicii, noi am lăsat corăbile, am lăsat tarea, noi ce o să primim? Și se așteptau și ei să spună, păi o să primiți vreo 100 de talanți de aur sau eu ce anume. Nu, Domnule, schimbă raportul și spune, veți primi frați, surori, însutit, mult mai mulți. Veți fi învățați, vă veți educa să dezvoltează relații unde astăzi ești cu unul, cu 100, cu 1000, cu 1 milion. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Este o împărăție a relațiilor. Mulțumim pentru această perspectivă. Mulțumim, frate Virgil Peicu. Vă rog pentru concluzie. Cred că însutit acesta nu e o chestiune matematică, să iei niște produse să le mulțești cu 100. Și însutit vreau să spun și dau mărturie din viața mea personală. Viața unui om cu Dumnezeu este de 100 de ori mai frumoasă, mai bogată, mai binecuvântată, la toate nivelurile. Sau nivelele, nu știu cum să spun. Deci, familie. Familie mai echilibrată, pentru că cu Dumnezeu ești capabil să ierți, să iubești, să ești mult mai puternic în relații de familie. Financiar, chiar dacă dai bani pentru biserică, Dumnezeu te binecuvintează. Și la toate celelalte aspecte ale vieții, viața este de 100 de ori mai frumoasă. Într-adevăr, ești urât de unii oameni și persecutat. Asta este implicit. Și pe deasupra și viața veșnică. Mulțumim această viață cu o fericire însotită. Vă dorim și dumneavoastră din partea noastră, a pastorului Iulian Sava și Virgiliu Peicu. Ne revedem data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Text cu text.